Suntem foarte fericiți astăzi pentru că am fost la Țiriac Auto și am luat de acolo Mercedes-Benz S500 4MATIC 2021. Mașină care schimbă regulile automobilului, le duce mai departe decât le-a dus vreodată orice mașină și este un salt tehnologic uriaș chiar și față de precedenta generație de S-Class. Practic, eu când mă uit la mașina asta, nu mă gândesc decât la toate inovațiile pe care le-a adus S-Class în lumea automobilului de-a lungul istoriei. Este o mașină care arată superb din orice unghi te uiți la ea, care are această cheie care nu este săpun, este o bijuterie. Mă rog, țin aici așa ca să nu se vadă brelocul ăsta de plastic. Și care, uite, când se deschide, are aici o inscripție Mercedes-Benz și aici un scris frumos de mână. Hai să vedem mașina. Silueta de Mercedes-Benz, așa cum știți voi că arată S-Class, adică impunător, mare și mai ales lung. În partea din față avem faruri complet redesenate, avem o grilă mai mare. Despre faruri o să vorbim probabil vreo 20 de minute pentru că sunt o tehnologie Digital Light care pur și simplu aruncă lumină asupra viitorului. Digital Light sunt farurile opționale vârful de gamă pe clasa S. Fiecare far este capabil să funcționeze ca un proiector cu rezoluție de 1.000.000 de pixeli și, dacă legislația ar permite lucrul ăsta, ar putea să afișeze pe mașină, în fața ei, diverse proiecții. De exemplu, un semn de circulație dacă tu ai trecut pe un sens interzis. Dar momentan, doar Qatar, Liban și Germania îți permit, din punct de vedere legislație, să funcționezi cu aceste faruri pe stradă. Uite, eu, spre exemplu, dacă aș auzi o sirenă din asta de ambulanță în mașina asta, m-aș gândi pur și simplu să proiectez pe drum faptul că vine o ambulanță. Trecem mai departe la grilă, care, după cum vedem, este redesenată și este mărită față de ce știam noi pe S-Class până acum. În centru există acest panou de comandă care include toți senzorii posibili și această cameră de aici, care, sincer, mie mi se pare că ar fi trebuit dublată cu încă una. Eu aș mai fi pus încă una fake aici. Știi cum se întâmplă să pui evacuări fake la mașini? Ei, eu aș mai fi pus o cameră fake aici pentru simetrie. Bun, W223 este mai lung, mai lat și puțin mai înalt decât modelul pe care îl înlocuiește. Acest exemplar este echipat cu pachetul AMG, după cum se poate vedea în designul spoilerului în partea de jos. Pentru că ne uităm la un exemplar lung, avem lungime de 5,29 m față de 5,18 m cât are un model standard, normal. Avem cele mai mari jante posibile pe acest exemplar, 21, 255, 35, 20 și 1. Uite-le. Ce să zic? Ampatamentul la versiunea lungă este cu 11 cm mai mare decât cel al unei versiuni standard. Observați, vă rog, că consolele acestei mașini sunt în față foarte mică și în spate foarte lungă. Asta înseamnă niște proporții perfecte pentru o limuzină care să-ți inspire super confort. În partea din spate se profilează frumos aripile evazate, da, de caroserie, și ajungem la discuția despre stopuri. La discuția pe despre care stopuri aș vrea să o ai tu, ca să nu mă apuc eu să spun cum mi se par din punct de vedere design. În primul rând, în realitate arată mult mai bine decât în orice poză și orice video și avem stopuri full LED care îți oferă un show atunci când deschizi mașina, atunci când luminile se aprind. Atât farurile cât și stopurile variază în intensitate atunci când se aprind, deoarece dacă tu stai la semafor cu clasa S, nu trebuie să îi orbești pe cei din spatele tău. Și, atenție,
avem design 3D. Această intensitate pe care o vedem noi acum aici se mărește atunci când mergi la drum lung. La fel în funcție de datele de navigație, la fel în funcție de condițiile din jurul mașinii și farurile își cresc sau micșorează intensitatea. Și apropo de faruri, am uitat să vă spun că ele bat până la maximul posibil conform legilor actuale în vigoare de pe pământ din toate țările, pe fază lungă, la 650 de metri în fața mașinii. Avem portbagaj electric în standard și 550 de litri, ceea ce înseamnă 20 de litri mai mult decât la modelul anterior. Avem aceleași butoane pe care le avem și noi pe mașinile noastre Țiriac Auto pentru comanda portbagajului. Iartă-mă, poate tu, eu nu am. Ah, tu nu, tu... Tu ai... N-am avut, eu am din ăla. Așa. Da. Avem aici un cârlig, mai putem să agățăm două, trei lucruri. O să observați că este foarte îngust, adică părțile laterale sunt pline de lucruri ascunse despre care vom vorbi atunci când ajungem la interior. Tehnologia, bă, băiatule, sus de tot. Avem evacuări, mă rog, niște tipsuri fake, dar în spatele lor sunt evacuările pe bune. Avem acolo, uite, clapeta care se deschide. S500 înseamnă 3 litri turbo, benzină, mild hybrid, 435 de cai putere, disponibil doar cu formatic, 450 benzină cu 367 de cai putere și dieselul de 286 de cai putere vin cu spate, tracțiune spate. Oh, pregătesc chiar eu motorul și îl deschid. Six cylinder. Asta este. Îl știți de pe modele AMG non-veritabile, dar vândute ca AMG, cu indicativul 53. Vom vorbi mai multe despre el în materialul de test Super Spila Pro TV. Debutăm din 20 februarie cu episoade noi nouțe. Material antifonare pe capotă și în partea asta o protecție pentru căldură, astfel încât materialul să nu se aprindă. Așa arată semnătura luminoasă a farurilor pentru rularea pe timp de zi. Ăsta este W223S2021 din față. De unde vrei să filmezi ce se întâmplă la interior? Începem din spate. Hai. Suspensia pneumatică este standard, e foarte important de spus. Din luna iunie, atenție, va fi disponibilă și suspensia E-Active Body Control cu acea funcție, una dintre funcțiile ei numită Curve, care înclină mașina pe viraje pentru un confort și mai mare. Ia să mergem aici să vedem. Portierele au deschidere electrică, un release electric, trebuie doar să tragi un pic și ușa este aruncată în afară. În partea din spate avem numai puțin de 5 configurații, opțiuni pentru locurile de aici, cel standard și 4 opționale. Noi pe acest exemplar avem, de exemplu, bancheta spate cu locuri electrice. Locuri ce sunt reglabile electric de pe fiecare ușă în parte. Dacă vrei să-ți cumperi această mică tabletă, mai dai extra 500 de euro plus TVA. Cotiera asta este de dimensiunile unui mic troller. Deci este ca un bagaj carry-on în avion, să știi. Mai ales acum că nu prea mai putem să mai plecăm. Te simți tu bine aici pe bancheta lângă tine cu acest mic carry-on luggage. Te recomandă pentru sistemul auxiliar de încălzire. Exact, două mufe USB-C ascunse aici. Tableta și în partea asta, desigur, avem suportul pentru pahare. Zona de climatizare din mijloc. O să vedeți peste tot prin mașină iluminarea ambientală. Este cel mai avansat sistem de iluminare ambientală care a fost vreodată
și cel mai luminos montat pe o mașină. Ce mai vreau să-ți spun eu, da? Poți să ai și căști wireless. Astea sunt venite din filmele SF, jur. Dacă vrei să asculti separat față de sistemul audio Burmester de 5300 de euro extra plus TVA, 5300 de euro plus TVA. Îmi cer scuze, tu vezi cât de frumos arată aceste căști? Îmi cer scuze, tu vezi ce se întâmplă deasupra ta? Wow. Avem 31 de incinte acustice, dintre care două sunt amplasate în interiorul scaunelor din față și funcționează precum niște difuzoare fără membrană. 1350 de W și o să ajungem imediat în partea de MBUX ca să vezi acolo niște lucruri. Aș vrea să mai spun eu că nivelul de finisaje din partea din spate de aici este pur și simplu fantastic. Asta este o perniță catifelată. Pielea de cea mai bună calitate pe care am văzut-o eu vreodată într-o mașină. Perforată pe aici, cusăturile, minunat făcute. Este tare pielea, dar îți dă un feeling foarte fin la atingere. Desenul ăsta al detaliilor scaunului este ceva care pe mine mă uimește de fiecare dată când intru într-un S-Class, dar în acesta cu atât mai mult. Uite, practic, vezi? Acest design de aici merge cu designul de aici. Și merge cu designul spătarului scaunelor față. Pentru că ai zis de spătarul scaunelor în față. Pe clasa S, pe lângă toate airbag-urile de care știți că există în mașini, poți să ai airbag-uri frontale pentru pasagerii din spate. Mai mult, avem două airbag-uri laterale pe fiecare parte, care în cazul unui impact se declanșează și împing pasagerul către interiorul mașinii. Când vom avea din iunie E-Active Body Control și se va detecta un impact iminent, pe lângă airbag-urile care sar și te împing către interiorul mașinii, mașina se va ridica cât permite suspensia pneumatică pentru ca impactul să fie cât mai jos în prag și nu în zona asta unde stai tu. Deci, 1. Avem airbag-uri în locuri în care nu știam că poate să intre airbag-uri și 2. Mașina asta cred că poate fi considerată ori cea mai paranoică mașină de pe piață, ori una care te protejează cel mai bine. Bun. Designul despre care vorbeam mai devreme se continuă și pe uși. Da, există două sisteme de iluminare ambientală, unul standard și unul extins cu 64 de nuanțe care pot fi fixe sau se pot schimba și avem această zonă neagră care este luminată de un LED ce transmite lumina în partea de sus. Avem și zone care par să plutească din punct de vedere design datorită luminii amplasate prin spate și de acum toate comenzile pentru scaune din mașină se realizează cumva prin atingere. Nu se mai mișcă aceste mici butonașe, doar le atingi un pic și le indici direcția în care vrei să se mute, dar ele rămân fixe. Atunci când încălzești scaunele din spate, ai o opțiune extra pe care dacă o achiziționezi, se vor încălzi și tetierele. Păcat că tu nu o să vezi asta acum, pentru că ne mutăm în față. O să dăm puțin drumul, da, la volum, doar puțin ca să nu ne taie YouTube. Wow! Gata? Wow! Așa. Bun. Asta a fost reacția lui Giurgea la mind blown. Instrumentarul digital care poate să-ți ofere o vizualizare 3D. De aici ai în permanență această zonă pe touchscreen uriaș OLED de care vorbim imediat, de unde poți să oprești modul 3D de vizualizare al șoferului sau poți să-l pornești.
Aici în partea de sus avem camere video care te filmează. Da. Și în funcție de poziția ta la volan și poziția ochilor plasează două imagini. Toate informațiile sunt afișate din două imagini, una mai în față, una mai în spate, în funcție de fiecare persoană în parte. Și se creează un efect 3D. Știi ce se întâmplă? Eu cred că ăștia de la Mercedes-Benz ar trebui să se ducă la ăia de la IMAX și să le explice cum să facă această proiecție 3D fără a-ți pune ochelari pe ochi. Volanul pe care îl știm de la clasa E, comenzi prin atingere. Dacă ar fi să ne întrebe cineva ce nu v-a plăcut, ce materiale se simt ciudat, la interior sunt aceste manete pe care într-adevăr nu avem un material care să se simtă atât de premium precum restul materialului, interiorul lui. Da. Avem o zonă uriașă de head-up display ce suportă și realitatea augmentată. De aici pornim și oprim motorul mai nou și avem un click când facem asta. Click, a făcut mai click și a pornit motorul. Bun. Eu cred că despre interior mai putem să vorbim într-un clip total separat la despre această mașină. Display-ul uriaș al centralei MBUX este OLED, 12,8 inch diagonală. Aici poți să-ți înregistrezi amprenta, mașina asta te poate lăsa să o folosești printr-un profil pe care îl setezi pentru tine cu amprentă. Ai și recunoaștere facială de aici sau recunoaștere vocală, o frază cu care să-ți activezi mașina atunci când te urci în ea. În zona asta avem zonă de încărcare telefon, NFC, două prize, avem celebra cotieră cu deschidere din două bucăți. Încălzirea în scaune înseamnă și încălzire a coatelor aici și pe portiere. Doar aici sunt 11 motorașe, pentru că de acum totul și, mă rog, selecția modului în care intră aerul aici se face electric. Astea se mișcă câte două, nu fiecare în parte. Se face selecția electric, dar tot le operezi manual, ceea ce mă bucură enorm. Să știi că m-am decis, îmi place display-ul ăsta din centru. Dacă o să încep să-l apeși, o să vezi că se mișcă excepțional. Răspunsul lui este excepțional. Este un touchscreen la o rezoluție și o calitate cum nu ai mai văzut până acum în mașinile construite pe continentul nostru. Aici avem o notă retro, când apeși avariile, uite cum se aprinde. Superb. Așa se aprindea pe vremuri la acest dreptunghi. Toată zona asta este un buton care se apasă tot, dar atenție, își dă seama unde ții degetul și ia funcția din spatele lui. Te rog să intri în meniul de camere. Wow. Și acum să te joci, te rog frumos, și să miști pe imagine mașina. Vai, imediat. Lasă-mă să mă joc un pic pe ea. Wow. Din păcate nu are culoarea celei. Da, în nu care lasă, suntem. Are o culoare de Silver Arrow, dar practic o vezi din satelit. Asta este cea mai des întâlnită întrebare când dai de un sistem din ăsta de camere care compun imagini bird's eye view așa. Dom'le, eu văd mașina din satelit. Nu chiar îți vezi mașina din satelit, vezi aici o proiecție făcută foarte inteligent de un sistem computerizat. Tot ceea ce faci, dacă semnalizezi sau virezi, lucrul ăsta o să se vadă pe video transmis aici pe MBUX. Atenție, 1300 de euro extra plus TVA și roțile spate virează în maxim 4,5 grade și extra n-avem pe exemplarul ăsta, dar o să facem cu altul. Roțile din spate de la noua S-Class pot să vireze cu până la 10 grade, astfel că mașina asta poate întoarce într-o parcare în loc, la fel cum o face... Oh, ce mici suntem, stai să ne mărim. Așa, acum. Ok. Poate să se întoarcă în loc cum se întoarce un A-Class. Bye. Bun, hai să intrăm repede și în
sistemul audio. Tot ceea ce știi tu de la MBUX se regăsește și aici. Și iluminarea ambientală și nuanțele de acolo. Dacă intrăm în setări, avem foarte, foarte multe setări și 4 de sound. Dacă dau așa, îi dau lui Giurgia, o să dau drumul un pic la muzică. Îmi cer scuze, dar vibrează spătarul scaunului. Se poate selecta cât de mult să vibreze boxele, difuzoarele amplasate în spătarul fiecărui scaun. Am oprit-o, am ieșit și acum mânerele. Închid, da? Da. Hai, uite, am închis-o. Asta a fost walk-around-ul nostru cu S500 4MATIC de la Țiriac Auto. Acum cred că e cazul să mergem, să începem să filmăm pentru Super Speed la Pro TV, care începe pe 20 februarie. Până atunci ne găsiți peste tot online, desigur, aici pe YouTube, unde vă rugăm să dați comentariu, să dați like și să vă jucați cu clopoțelul ca să primiți notificări când mai postăm videouri pe canal și, desigur, pe Instagram sau pe Facebook. Aron Costin Giurgea, Aron Brad Tudor.